Parlament, toată partea executivă este esențială. Iar pentru asta avem nevoie să trimitem la București oameni buni și cât mai mulți. Într-un scenariu care poate fi cu adevărat realizabil, să ai să avea un ministru, poți avea 10 secretari de stat. O să vedeți cum funcționează Botoșaniu și o să spuneți, sunt colegi pe care trec foarte mult, care spun și acum s-a blocat acolo, s-a blocat acolo, s-a blocat acolo, pentru că este un singur om care lucrează asta de Botoșani. E dimitit el, pe care îl fugărim la minister, la minister. Du-te acolo, fă acolo, fă acolo. Și cu e dimitit el, am făcut la Darabani, ca să obții hotărâri de guvern, ca astăzi pe Darabani sau într-o săptămână sau două să aibă spital aprobat. Că am dat toți deoparte și am plecat de la nimic. Dacă am avea 10 oameni în București, credeți-mă, știu să manageaz asta. Din acest motiv am ales, m-am rugat și am găsit niște oameni care sunt disponibili pentru a munci. Toți cei 5 care eu cred sunt eligibili și am găsit niște oameni care sunt disponibili pentru a munci. Toți cei 5 care eu cred sunt eligibili, toți sunt oameni care au calitate. Toți oamenii care sunt liberali, sunt bogați, au firme private și nu vin în politică pentru a câștiga. Colegul meu, Ovidiu Jitaru, lucrez de 30 de ani cu Ovidiu. A manageriat și a generat proiect peste 1 miliard de euro. Să nu spui de un pod, de un drum, de o instituție, pentru că e simplu la ce a făcut Ovidiu sau ce a făcut împreună. Sunt de 30 de ani împreună și am rezonat la fiecare proiect. Aveam nevoie de un om care a făcut, nu că a fost foarte bun la școală, a fost eminent la școală, că altfel nici nu l-am asociat. Da? Deci, toți, de fapt, vreau să spun că toți cei 5 pe care o să vă prezint astăzi, o să prezint fiecare, toți au făcut școală la zi. Nu este o chestiune de a trimite undeva în cealaltă parte la concurenții noștri care la 40 de ani citeau Baltagul și la 45 de ani Bacul. Nu, nu. Sunt toți oamenii ăștia au făcut facultăți. Și vreau să vă spun că din ei sunt 2 cu automatizări și calculatoare, 2 medicină și 1 drept. Sunt profesii, sunt oameni care au învățat la școală, care au fost la vremea lor și care și-au făcut și-au trăit fiecare pas fără să rateze unul. Din acest punct de vedere, cred că la senator, cu Ovidiu Jitaru, care are puterea de a înțelege, care are puterea de a genera proiecte, e adevărat că s-a dus Angel Salin. Angel Salin, toți costel, toate s-au dus Angel Salin. S-au împărțit banii ca la ruletă. Tu ești 3, tu ești 7, facem un post, facem. Am făcut din anii astea și nenorociri, școli fără ele, drumuri neterminate, canalizări fără apă. Asta am făcut. Asta nu vreau să mai fac. Strategic nu voi face nicio postuire la oameni care vor să facă ceva care este util și care nu au un cost de oportunitate. Ce este oportun, face, nu, ce nu. Locul 2 la Senat este Ionela. Ionela, avocat, camera de avocatură, copii, familie, bărbatul judecător, adică nu pot să spun nimic, nu pot să reproșez. Cine poate să ia pe Ovidiu Jitaru să ia la